Poarta Casei. Restaurant Daria, ieșirea din Reghin spre Târgu Mureș. Peste 20 de ani de experiență, am crescut la nivel național și internațional alături de clienții și colaboratorii noștri. La MaviProd beneficiez de soluții complete pentru industria forestieră, agricolă, construcții și servicii energetice, servicii cu acoperire națională, piese originale cu livrare rapidă, suport tehnic și consultanță, siguranța unei colaborări eficiente. MaviProd, un partener de încredere. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Locuința este spațiul nostru de siguranță și totuși deseori o neglijăm, fapt demonstrat de numărul mare de furturi ce au avut ca factor favorizant neatenția proprietarilor. Informează-te! Siguranța locuinței depinde și de tine. Află cum acționează infractorii și mai ales cum să îți protejezi casa. Accesează site-ul www.siguranțalocuințeimureș.ro, campanie derulată de Poliția Mureșeană. Ai pierdut emisiunea ta preferată? Sau vrei să o revezi? Accesează www.dareghintv.ro, secțiunea emisiuni, sau dacă vrei să o păstrezi în arhiva personală, acum poți avea emisiunile noastre pe DVD. Emisiune realizată cu sprijinul Valentin Electro. Bună seara și bun găsit la o nouă ediție Sculpt TV. Pentru că suntem tineri, în această seară vom discuta tocmai despre tinerețe, despre viitor și oportunități. Iar unul dintre cei mai importanți factori ai deciziilor pe care îi luăm este ceea ce cunoaștem noi, ceea ce știm. Și ne putem referi aici la cunoștințele dobândite la școală, la cultura generală, dar și la limbile moderne pe care le învățăm. De aceea, în această seară vom discuta despre importanța limbilor moderne și am alături de mine pe Alexandra Rusu. Bună seara! Pe Chris Rusu. Bine v-am găsit! Și pe Andrei Luca. Bună seara! Am să încep tocmai cu această întrebare. De ce considerați că este important să știm o limbă modernă? E bine, eu consider că este important să știi o limbă modernă, deoarece în ziua de astăzi este ceva ce ni se cere fiecăruia. Dacă vrem să ne angajăm undeva, nu e suficient să știi limba română, trebuie să știi și limba engleză, sau limba franceză, sau ambele, sau limba germană, orice limbă de uz internațional. Așa că eu consider că e chiar foarte important. Da, într-adevăr, în orice domeniu în care lucrați, îți prinde foarte bine să cunoști o altă limbă, să poți comunica cu oameni din diferite părți ale lumii și astfel poți interacționa mult mai ușor cu ei și poți să lucrezi oriunde. Pe lângă toate aceste aspecte legate de muncă și așa mai departe, o limbă străină te ajută foarte mult și pe tine însuți ca persoană în ceea ce înseamnă dezvoltare. Știind și cunoscând foarte bine temeinic o limbă care este vorbită, să spunem, pretutindeni sau în mare parte a continentului, chiar și, da, să zicem, continentul pe care te afli, poți interacționa ușor prin multe modalități care există în ziua de azi cu foarte multe persoane, aflând multe idei, multe opinii și dezvoltându-te ușor, foarte ușor și repede, cu ajutorul unei simple limbi. Da, într-adevăr, adică dacă știi, de exemplu, limba germană, poți să vorbești cu toate persoanele care știu germană, cu toți germanii, elvețienii, austriecii, și atunci poți să-ți faci mai ușor prieteni sau cunoștințe, tot felul de relații, și eu zic că e doar benefic. Nu văd niciun aspect negativ în asta. Într-adevăr, limbile străine sunt un semn al globalizării, al faptului că toți suntem la același nivel, toți putem relaționa între noi, indiferent de naționalitatea noastră. Dar cum se învață o limbă străină? Pentru că pentru noi, cei care nu suntem
nu vorbim nativ limba engleză, să zicem, poate fi puțin mai dificil să o învățăm. Într-adevăr, învățăm la școală, dar învățăm și din alte locuri. Muzică, filme, cărți. Da, într-adevăr. De exemplu, eu am învățat limba engleză nu doar la școală. Adică nu cred că dacă aș fi învățat limba engleză doar la școală, aș fi ajuns la acest nivel de cunoaștere la care mă aflu în ziua de astăzi. M-au ajutat foarte mult jocurile pe calculator sau alte jocuri de cultură generală, filmele, serialele de la televizor, dar și muzica, pentru că întotdeauna căutam versurile pieselor și încercam să fac o traducere cât mai reușită. Acum, cât de bine reușeam, era așa, cum să zic, nu era mereu cea mai bună traducere, dar măcar lucram și eu acolo ceva. Da, din filme putem să prindem foarte ușor limba, îi auzim pe ceilalți și putem să avem un exemplu pentru noi. Mi-amintesc când eram mai mică și îmi plăcea să mă uit la desene în limba engleză și așa am învățat multe cuvinte în limba engleză și m-a ajutat foarte mult. Cred că e o cale în care să înveți ceva într-un mod mult mai plăcut și să-l reții mult mai ușor. E o cale aproape inconștientă și am avut aceleași experiențe ca Alexandra și ca Chris, prin filme, prin mai puțin prin cărți, dar prin seriale, prin jocuri, cum a zis el. Deci, într-un fel, fără să-ți dai seama și fără să realizezi exact ceea ce faci, ajungi să mergi la liceu și să-ți dai seama că poți să stai o oră întreagă de engleză când profesoara îți spune, vorbește doar pe engleză, să înțelegi fără niciun fel de problemă și stai și te gândești oare de unde știu atâta engleză și cum e posibil să stau și să înțeleg absolut tot ca și cum ar fi ceva natural și aș vorbi cu mama acasă. Ei bine, pentru că toate aceste chestii ne-au influențat, pentru că probabil am crescut, clar am crescut cu altă societate decât cea anterioară și am fost înconjurați fără să ne dăm seama de tot ceea ce înseamnă engleză. Pentru că engleza e limba globală în momentul respectiv, deci nu putem discuta lucrul ăsta. Și așa ne-am format fără să știm, cred că fiecare dintre unii mai mult, alții mai puțin, ne-am format plăcerea aceasta spre engleză și am învățat aproape fără să învățăm efectiv și știm engleza acum. Și pe lângă engleză, o altă limbă străină, s-au auzit multe cazuri de adulți care au învățat propria limbă străină prin interacțiunea cu persoane care vorbesc limba nativ și în acest mod au putut să ascultă tot mai bine și să învețe mult mai ușor limba decât dacă ar lua, de exemplu, ore în particular, când e mai greu. Exact, e mult mai ușor să înveți un anumit lucru fiind înconjurat de el, stând, de exemplu, împreună cu cei care vorbesc limba respectivă. Totuși, credeți că e nevoie de o anumită înclinație spre a învăța limbi străină? Da, desigur. Există acea parte, să spunem, inițială, în care, într-un fel, se prinde tine, dar dacă nu ești interesat să afli mai mult, nu ești interesat să știi mai mult, să o dezvolți, să o formezi în felul tău propriu, o să rămâi la o stagnare, o să rămâi într-un singur loc și acela e primar, să spunem așa. Există o anumită înclinație, deci cum suntem noi toți trei, spre exemplu, avem aici un exemplu foarte bun, toți trei ne-am axat pe filologie intensiv engleză pentru că pur și simplu ne-a atras și pot să spun cu mâna pe inimă că toți trei suntem vorbitori foarte bun de limba engleză și o mare parte în acest, un mare rol a jucat pasiunea noastră pentru ce înseamnă limba engleză, deci a fost nevoie și de implicarea noastră mai mult la unii, mai puțin la alții, dar a fost nevoie și de implicare personală pentru a ajunge la un astfel de nivel. Nu poți să ajungi nefăcând nimic. Da, de exemplu, nu poți să înveți o limbă fără să-ți placă. Adică dacă ție nu-ți place, nu franceza. Știu, franceza, da, nici mie, nici lui, nu ne place foarte mult franceza. Mi se pare o limbă foarte grea, deși ar trebui noi ca români să învățăm destul de ușor, pentru că româna cu România, Franța au avut mereu o relație foarte bună și limbile sunt apropiate, dar eu pur și simplu nu pot să înțeleg limba. Mi se pare foarte greu să pronunț cuvintele în modul în care trebuie și atunci nu o vorbesc foarte bine, o vorbesc chiar prost, aș putea spune. Nu, pur și simplu nu pot să o învăț nici cum. Dar engleza, pentru că îmi place, mi se pare o limbă interesantă, conține multe cuvinte, expresii care mă dau, cum să spun, peste cap,
am putut să o învăț destul de ușor, deși pe durata mai multor ani, dar totdeauna mi-a plăcut să descoper cuvinte noi, moduri noi de a face, de a compune un text și alte chestii de genul acesta. Da, oricum în viață ce-ți place e mult mai ușor să realizezi, oricât de greu ar fi. Dacă ai o pasiune pentru un anumit lucru, dezvolți un anumit interes pentru lucrul respectiv și cu cât îți place mai mult, cu atât e mai ușor să-l înveți, în cazul ăsta limba engleză sau orice altă limbă străină. Dacă e o limbă care nu prezintă un interes pentru tine, va fi un chin pentru tine să o înveți. Și exact așa cum ai spus, voi sunteți cel mai bun exemplu al faptului că, într-adevăr, trebuie o anumită înclinație, o anumită pasiune spre a învăța limba engleză. Și pasiunea voastră se și vede prin rezultatele pe care le aveți, pentru că, din câte știu, ați participat și ați fost premiați la concursul de engleză Dare to Speak Out. Vreau să-mi spuneți voi mai multe. În ce a constat concursul? Ok, o să încep eu. Concursul a constat în pregătirea unui discurs care la categoria noastră de vârstă 16-20 să cuprindă un discurs de 4 minute și jumătate sau 5 minute și jumătate, aceasta este limita de timp, în care să vorbești despre o temă, iar în acest an a fost aceea Integrity has no need of rules, adică integritatea nu are nevoie de reguli. O temă care mi s-a părut la început foarte anostă și grea, dar pe parcurs am descoperit că de fapt nu e chiar așa și că mi-a fost mult mai ușor să îl compun decât îmi imaginam la început. După aceea se oferă un anumit timp de pregătire, adică ți se oferă tema și după aceea un timp de pregătire în care să-ți compui propriul speech, propriul discurs. Desigur, folosim tehnici pe care le înveți în școală și așa mai departe și fiecare dintre noi a fost jurizat de ceilalți de juriu, o comisie de jurizare și am fost premiați în funcție de cât de bun a fost, să zicem. Adică s-au luat mai multe criterii. Limbajul corpului, dicția, limbajul tău, cuvintele folosite și așa mai departe. A fost criterii destul de stricte și a fost un juru, să zicem, un consiliu destul de greu de mulțumit, deci nu a fost chiar fără la ureche și nici foarte ușor de compus sau... Plus că am fost și presați de timp, chiar dacă pare destul de mult, nu e chiar așa de ușor și îți ia destul de mult timp și te presează, dar o experiență plăcută, foarte plăcută. Da, plus că în consiliu era un vorbitor de limbă nativă, deci aveam pe cineva exact din America, cred? Da, era America. Și... el a fost foarte surprins de discursurile noastre și a zis că i-a plăcut foarte mult și că el n-ar putea să facă același lucru în română, de exemplu, sau în ungurești. Maghiară. Da. Ați spus că a fost foarte important și limbajul corpului și accentul. Vorbind despre accent, sunt diferite. Anglia, America, care vi se pare mai ușor? American. Da, american. Da. Mi se pare cel mai ușor pentru că ei pronunță cuvintele rigid, dur, mult mai clar. Practic cel mai... Nu pot să zic de fapt că îl pronunță cel mai corect, dar cel mai ușor. De perceput, da. Și parcă cel mai bine zis. După aceea avem britanicul care e mi se pare foarte plăcut la uz, deci e foarte ușor de înțeles, dar în a-l imita sau a-l învăța sau să prinde de tine e nevoie de o perioadă lungă de timp și trebuie să trăiești neapărat acolo, să fii înconjurat de tot ceea ce înseamnă britanica. Pentru că ar fi foarte greu și după aceea trece la australiană, care e un fel de mult mai greu, nu știu cum să explic. Accentul britanic mi se pare foarte greu și nu este un singur accent britanic, pentru că este accentul londonez, este accentul specific din Manchester, din Liverpool, din... Scoțian, da, accentul scoțian, accentul irlandez mi se pare cel mai greu accent dintre toate. În schimb, accentul australian, chiar dacă e o mixtură de accent britanic și alte ceva accente din mi se pare mie cel mai frumos, mi se pare cel mai interesant modul în care ei pronunță cuvintele. Și acum revenind la concurs, ați participat și în alți ani la acest concurs? Eu am mai participat și anul trecut și din fericire anul trecut am luat locul întâi pe școală. Ce temă ați avut? Being ignorant of the past is to remain a child.
a ignora trecutul înseamnă rămâne un copil. Știu, pentru că și eu am participat și anul trecut, și acum 2 ani, și acum 3 ani. Luca. E cam pasiunea mea, să spunem așa. Și concursul de Dare to Speak Out este doar un concurs la nivel de școală. Deci aici se testează abilitățile componenților școlii. După aceasta mai există un alt nivel, adică Dare to Speak Out te pregătește și îți testează, profesorii voștri să testeze nivelul pentru concursul propriu-zis care se numește Public Speaking, care ține loc la are loc la Mureș în fiecare an și la care am participat până acum de 2 ori în acești 4 ani, ajungând și la faza regională, deci am destul de multă experiență și acolo acolo, să spunem, e mult mai greu, e alt nivel, e un nivel în plus și pentru asta te pregătește Dare to Speak Out. Și am fost acolo, am fost și anul acesta, am de gând să mă duc concursul undeva în ianuarie, mai trebuie să aștept și mai am timp să cizelez discursul. Am fost și acum 2 ani, am fost și anul trecut și e o experiență total plăcută cu multe persoane, multe idei, mult timp de calitate petrecut cu multe persoane de calitate. Mi-am făcut prietenii, am învățat multe și cred că am și dăruit câte o chestie sau două, sper cel puțin să am făcut asta. Și după cum ai spus și tu, eu, pasiunea mea asta m-a înclinat spre engleză și uite așa, totuși fac ceva cu limba asta. Sunt curioasă să-mi povestiți mai multe despre pasiunea voastră pentru limbile străine, dar după o scurtă pauză publicitară. Pentru cei dragi, vrei să te simți specială de sărbători? În incinta magazinului Maxi Sport din cartierul Libertății, bloc 2, găsești o gamă variată de bijuterii din aur și argint. Vino la noi, în cartierul Libertății, bloc 2. Niagara, universul curățeniei tale. Singura spălătorie și uscătorie profesională de covoare cu servicii complete la cele mai mici prețuri. Spălare covoare cu perie monocilindrică, clătire și centrifugare, uscare în 8 ore în uscătorie profesională la doar 5 lei metrul pătrat. Livrare în 24 de ore, indiferent de starea vremii. Transportul este gratuit de la și la domiciliu. Comenzi la telefon 0745 377 779. Spălătoria Niagara, Reghi, strada Izvorului, numărul 11. Hotel-restaurant Marion Pădurea Rotundă. Locație de referință pentru reghineni. Situat în mijlocul naturii, acesta constituie locul ideal pentru cele mai importante evenimente din viața ta. Restaurant de tradiție într-un original cadru arhitectural. Meniuri diverse oferite de maestri bucătari consacrați, un personal atent și bine pregătit profesional. Atmosferă relaxată într-o adevărată oază de liniște. Hotel-restaurant Marion Pădurea Rotundă, simbolul eleganței și rafinamentului reghinean. Mireasma pâinii calde, gustul inconfundabil și calitatea grâului folosit sunt elementele ce aduc valoare produselor Eldi, pentru că păstrăm tradiția, modelăm pâinea numai cu mâna. Cele mai gustoase, naturale și de calitate produse de panificație le regăsiți la brutăria Eldi. Așa este pâinea cu fulgi de cartofi realizată de maestrul brutar Tökes Tibor. Brutăria Eldi, experiență și calitate din 1996. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
nouă, suntem lângă tine. Am urmărit împreună cum s-a dezvoltat orașul. L-am privit împreună cum a trecut prin bune și rele. Ne-am implicat împreună cu tine și am crezut în viitorul Reghinului. Urmărește Panoramic, o emisiune dedicată evenimentelor ce schimbă orașul nostru. Tu, ai curaj să trăiești precum o fac ei? Să spui lucrurile pe care le spun ei? Să crezi în idolii în care cred ei? Să decizi la fel cum o fac ei? Crezi că poți fi ca ei? Scul TV, singura emisiune realizată integral de licenii reghineni în fiecare vineri seara la Dare din TV. Am revenit în direct la Scul TV, iar înainte de publicitate discutam despre concursurile de limba engleză la care voi ați participat. Alexandra, spune-ne și tu cum a fost experiența de la concursul Public Speaking. Am participat și anul trecut. Anul ăsta, din păcate, nu m-am mai înscris și am pierdut înscrierea. Dar anul trecut, când am participat, a fost o experiență destul de plăcută. Te întâlnești cu oameni noi, cu personalități diferite, cu idei diferite și cu gânduri, evident, diferite. Și asculți și vezi și acumulezi și poți să iei exemplu de la multe persoane și poți să-ți construiești în anii viitori un speech sau un discurs mult mai bun decât în primul an în care participi. E un proces de învățare și întotdeauna poți să vezi ceva. Totuși nu apar și emoțiile, pentru că în mod natural la orice concurs fiecare participant are emoții. Emoțiile sunt și mai mari atunci când trebuie să ții un discurs în fața mai multor persoane, dar când trebuie să ții un discurs în engleză, mie mi se pare și mai greu. E greu, e foarte greu să te obișnuiești și depinde foarte mult și de public. Eu, făcând asta încă de pe clasa mea, deja de 4 ani, vorbind în continuu și foarte mult, ei știu foarte bine, numai de câte ori am vorbit în fața lor. Mi-amintesc în primii ani în care am început să vorbesc pentru că îmi plăcea și am zis, hai să încerc, de ce nu, să-mi fac un discurs, să mă duc în față, să prezint, da? Părea simplu, gândindu-mă, dar când ajungi acolo și vezi 30, 35, 40 de fețe diferite care se uită la tine efectiv și începi să vorbești și ai un minut și ceva de vorbit în continuu și îți auzi numai vocea ta, începi să te sperii și nu mai știi ce să zici, toată lumea se uită la tine și e destul de greu, e o luptă pe care o ai în interior în tot timpul, pe tot parcursul discursului pe care... Da, să fii atent la tot felul de aspecte ca să iasă perfect. Dar e o luptă care merită dacă o câștigi la final. Și mi-am amintesc că la început, pe clasa noua, desigur, ne cunoscând multă lume, fiind un boboc, eram foarte, foarte emoționat, foarte emotiv și transpiram foarte mult, aia era ideea. Deci, abundent, nu știu, așa mi se exprimau emoțiile sau ceva de genul și... Asta s-a întâmplat pe 9, s-a întâmplat pe 10, s-a întâmplat pe clasa 11, dar anul acesta nu mai am niciun fel de problemă cu așa ceva, deci am o dezvoltură aproape care mă sperie și pe mine câteodată. Și asta arată faptul că am evoluat într-un fel și da, emoțiile sunt o parte. La început erau acele emoții care te blocau, pentru mine cel puțin, acele emoții care îți spuneau o să greșești, îți spuneau că nu o să fie bine. Și acum sunt emoțiile alea care te impulsionează, care te fac să fii mai bun, care îți dau un fel de energie așa ca să faci totul mai bine. Deci se schimbă mult, dar cu timpul și cu experiența și cu multe, multe chestii. Eu nu am participat deloc până acum la acest concurs. Anul acesta a fost prima oară. Nu pot să zic că am avut emoții foarte mari la faza pe școală, pentru că mi-au repetat speech-ul de multe ori, eram sigur pe mine și atunci mă gândeam că o să mă descurc bine, dar m-am scris la faza din ianuarie, abia aștept acea experiență și sunt sigur că o să am emoții mari acolo, pentru că va fi adunat tot județul, cei mai pregătiți copii și atunci normal că ai... un trac, o emoție atunci când încerci să-ți prezinți munca ta în fața altor oameni și încerci să dai cel mai bun din tine. Dar totuși e o experiență pe care o aștept cu nerăbdare,
pentru că vreau să ascult și ideile altor oameni, nu numai să-mi prezint eu discursul. Vrem să-l completez pe Luca în legătură cu emoțiile pe care le dezvoltăm în timpul unui discurs. Am pățit că, din păcate, m-am blocat, dar când vezi în jurul tău oameni care te încurajează să continui discursul tău pentru că vor să-ți audă ideile, îți regăsești cuvintele și într-un final ajungi să dezvolți discursul tău. Poate improvizezi, poate îți regăsești cuvintele și până la final tot vrei să îți arăți ideile pe care vrei să le arăți la început. Nu e atât de rău pe cât pare, oricum trebuie să continui. Exact asta am vrut să vă întreb, ați fost puși în situația să fiți nevoiți să improvizați? Pentru că oricum, pentru voi nu este atât de greu să improvizați, având în vedere că o altă pasiune a voastră este teatru. Și vreau să vorbim puțin și despre acest lucru. A trebuit să improvizez la câteva discursuri. Noi avem de prezentat discursuri la engleză despre cărți, despre diferite teme și inevitabil se întâmplă să îți uiți o idee, dar pentru că tu îți știi discursul pe din afară, îți știi ideile principale, atunci ți-e mult mai ușor să improvizezi, să zici ceva care are legătură cu ceea ce aveai tu scris pe hârtie, dar nu e același lucru. Bineînțeles, nu e ușor să improvizezi, dar nu e nici cel mai dificil lucru. Trebuie să știi să-ți controlezi emoțiile, să nu se vadă pe fața ta că tu nu mai știi ideea, să îți stăpânește această teamă pe care o ai când realizezi că mintea ta e goală, nu mai știi ce să zici. Deci trebuie să depășești acest moment. Și bineînțeles, trebuie să înveți cum să faci asta, adică trebuie să te pregătești întotdeauna pentru această situație. Da, și eu am avut destul de experiență cu ceea ce înseamnă improvizator. Fiind totuși o fire destul de leneșă, o să zic că nu am dat chiar de fiecare dată 100% în ceea ce înseamnă discursurile mele când a trebuit să fac asta și au fost momente în care nu erau chiar să zicem complet pregătite sau cu o idee complet făcută, scrisă pe foaie și învățată mecanic, să spunem, pregătită și prezentată. Așa că am fost într-un fel nevoit de propria lene să improvizez anumite chestii și pe lângă asta stau și foarte greu la partea cu exemplele, așa că un bun exemplu, bine, asta e paradoxal acum, dar ca să dau un exemplu la ultimul meu discurs pe care l-am avut chiar la acest concurs, exemplu pe care a trebuit să-l dau ca să-mi susțin punctul de vedere în discurs, a fost o improvizație totală. Deci l-am găsit nu chiar într-un fel pe loc, mi-a trecut prin minte în timp ce citeam discursul înainte de prezentare și cumva am reușit să leg tot discursul meu de acel exemplu pe loc, pentru că n-am avut ce altceva să fac, deoarece mai aveam încă de vorbit câtva timp și nu ai voie să te oprești efectiv. Dar a ieșit destul de bine. Și poți să ne povestești puțin în ce a constat exemplul tău? Ca exemplu am ales o personalitate istorică pe care toată lumea cred că o știe, Nelson Mandela, primul președinte negru al Africii de Sud. Da, tema a fost integritatea. Se leagă destul de greu, dar dacă ați ști și restul discursului meu și restul poveștii care m-a adus acolo, ar avea o logică destul de clară. Deci cam în asta am constatat o prezentare a lui bazată pe... adică arătând anumite însușiri a lui care erau bazate pe discursul meu dinainte. Și mi-a fost destul de ușor pentru că știam multe despre discursul meu și despre el și mi-a fost ușor să leg pur și simplu de asta. Tot despre improvizație și despre teatru să vorbim acum, pentru că acolo este locul unde sunteți în elementul vostru, unde puteți să vă exprimați, să improvizați când simțiți nevoia. Cum se combine engleza cu teatrul? V-ați gândit vreodată să faceți o piesă de teatru în limba engleză? Asta ar fi interesant. Da, mi-a trecut prin cap gândul ăsta. Nu mai să nu fie și expert în engleza. În engleza lui era autentic. Da, da, ar trebui să fie o engleză modernă. N-aș putea să fiu Romeo cât și cât, să... da. Sau Julieta, da, în adevăr, piesele de teatru clasice sunt foarte greu de... Da. Chiar și pe română, dar... Da. Dar în orice caz e ceva la care m-am gândit chiar de mult. Eu ținând cont de faptul că vreau să continui în ceea ce înseamnă teatru, fiind acum 12 și având ideea asta destul de bine conturată, inevitabil vreau să încerc să fac asta, să exploatez engleza cât de bine posibil, să o combin cu ceea ce iubesc cel mai mult să fac, adică teatru.
și sunt convins că va ieși foarte bine, indiferent dacă va fi aici, în serenitate, nu contează. Vreau doar să o fac și să iasă perfect. Da. Și ușor, clar, că nu e, adică e destul de greu să te exprimi și așa în timpul unei piese de teatru cu propriile tale cuvinte și cu limba ta maternă pe care o știi de când te naști. Dar aminte să iei o limbă nouă pe care o știi, ei, poți să zici că o știi bine și că știi engleză perfect, dar tot greu e să te exprimi. Și nu vreau să-mi imaginez cum ar fi să te blochezi făcând o piesă pe engleză, pentru că pe română, hai că mă știi cuvinte și mă știi să te blochezi, dar nu știu cât de greu ar fi pe engleză. Și considerați că experiența pe care o aveți în spate, legată de scenă, de mișcarea scenică, de gesturi, v-a ajutat și în cazul concursurilor? Da, evident, a fost mult mai ușor să știm cum să ne comportăm, cum să ne mișcăm atunci când ne prezentăm discursul, pentru că și la teatru suntem învățați cum să ne interpretăm, da, cum să ne interpretăm rolul pe care îl avem, ce mișcări scenice ar trebui să facem, mimica feței. Și atunci, bineînțeles, aceste lucruri le putem aplica în discurs. Și eu zic că pe noi trei ne-a ajutat foarte mult acest lucru. Pentru că în momentul în care prezinți un discurs, poți să fii propriul tău actor. Și în momentul ăla, scena este toată a ta, toată lumea se uită la tine. Și, evident, aplici aceleași lucruri ca și în cazul actoriei. Acum, trecând puțin de la engleză la alte limbi străine, ce anume studiați la clasă? E bine, noi doi studiem franceza, chiar dacă mai devreme am zis că nu e o limbă pe care să o admirăm foarte mult, iar suntem Alexandra... Eu studiez germană, deși abia cunosc câteva cuvinte. Vi se par dificile aceste limbi? Personal, mie mi se pare germana o limbă foarte grea, deși toată lumea spune asta. Da, într-adevăr, sunt dificile, dar sunt și utile. Pentru că în ziua de azi nu e de ajuns să știm doar engleza. E nevoie și de o altă limbă străină, cel puțin la angajare. Din câte știu, sunt foarte apreciate limbile noi, chiar și limbile mai ciudate, să spunem. Chineză, exotice, coreană, japoneză. V-ar plăcea să știți o astfel de limbă? Japoneză. Da, mi-ar plăcea japoneză. Japonia e o țară plină de tradiții și mi-ar plăcea odată să ajung să o vizitez. Și mi-ar prinde bine să cunosc limba și să nu trebuiască să vorbesc în engleză cu nativii de acolo. Apropo de vizite, mai la începutul emisiunii discutam de faptul că e mult mai ușor să învățăm o limbă străină atunci când suntem înconjurat de oameni care învață această limbă. Alexandra, ai avut și tu ocazia aceasta? Da, am avut ocazia să merg în Anglia, să-mi vizitez fratele și atunci am putut să fiu înconjurată de englezi și așa de frumos a fost să îi aud vorbind în limba lor nativă, în engleza britanică, cu accentul lor specific și parcă în momentul în care am început să vorbesc și eu în engleză am prins și eu un pic de accent. A fost foarte interesant. Cum este să discutați între voi la școală? Fiind un profil de filologie bilingvă engleză, vi se întâmplă să vorbiți între voi în clasă doar în limba engleză? Da, mi se întâmplă deseori asta. Și e timpul... E amuzant. E foarte amuzant. E ceva diferit. Bine, pentru noi acum e ceva simplu. E ca și cum a devenit monoton, dar îmi aminte senzația aia de pe clasa noua când am ajuns prima dată acolo și era în gen wow, engleză. Adică, primul impact. A fost foarte puternic. Și la orele de engleză, profesoarele ne-au spus că vom vorbi numai în limba engleză. Exact. Și noi nu eram obișnuiți să vorbim 50 de minute doar în limba engleză. Și ne-am gândit, cred că cu toții ne-am gândit că va fi ceva foarte greu. Aproape imposibil. Da, să facem așa ceva. Dar totuși, e o experiență bună. Eu consider că e mai bine așa să vorbești în engleză tot timpul și, practic, a fost mult mai ușor decât îmi închipuiam. Și acum, la ore, glumim, râdem. Până și comentariile pe din afara clasei, ore pe care le facem tot pe engleză instinctiv. E ceva, știu că și în pauza de după ore, de obicei, în primele 5 minute tot pe engleză vorbesc. Nu știu de ce, pur și simplu mie mi se întâmplă. Gândesc în engleză și mă trezesc gândind în engleză. Da, și mie mi se întâmplă deseori să mă gândesc la un lucru, dar mă gândesc în engleză. Da. Pentru că înainte m-am uitat la un film sau am ascultat o melodie sau
nu știu, pur și simplu mă închipuiam la școală. E un aspect interesant acesta cu gânditul în engleză, pentru că majoritatea oamenilor spun că întâi trebuie să gândească în limba română și abia apoi să traducă totul în engleză și așa ideile lor își cam pierd din logică. Da. Iar pentru noi ca tineri a devenit deja o obișnuință să vorbim în engleză, să citim în engleză, însă să ne gândim și la cei care nu știu această limbă. Ce părere aveți despre ei? Ei bine, nu e neapărat vina lor că nu știu limba. Mă refer aici în special la populația adultă, pentru că eu nu am avut oportunitatea să studieze limba engleză cât timp erau la școală, dar după ce și-au terminat studiile sau, mă rog, pe ultima parte a studiilor lor, iar cei care nu au ales să studieze engleza, este alegerea lor să o învețe, adică cei care nu au ales să o învețe în timpul liber. Pentru că totuși nu e un lucru ușor să studiezi o limbă și să o studiezi din proprie inițiativă când nu mai ai un profesor care e la dispoziția ta care să te învețe această limbă. Pentru că poate nu ai timp sau nu știu. Există numeroase motive. Vom asculta și părerile voastre, dar după o scurtă pauză publicitară. Magazin Hermes. Electronice și electrocasnice. Rate plătite direct în magazin. Se garantează returnarea banilor sau înlocuirea produselor în 30 de zile de la data cumpărării dacă acestea nu se ridică la nivelul așteptărilor dumneavoastră. Nou. 3 rate fără dobândă. Strada Pandurilor, numărul 2, vis-a-vis de administrația financiară. Informații la telefon 0265 525 508 sau 0744 589 503. Magazin Hermes. Universul electrocasnice. Complexul turistic AIMA vă oferă servicii de cea mai bună calitate. Poligon de tir, hotel 3 stele, 26 de camere cu 1, 2 sau 3 locuri plus apartament matrimonial. Restaurant cu 250 de locuri pentru evenimentele speciale din viața ta și sală de conferințe cu capacitate de până la 100 de locuri. Complex turistic AIMA, Reghin Bistrița, kilometrul 5, strada Dealul Brezii, numărul 45. Noul restaurant Monte Carlo. Locul ideal pentru cele mai importante evenimente. Locația de vis a nunții tale. Ambianță intimă, un adevărat deliciu culinar, servire la cele mai înalte standarde. Sală de conferințe, simpozioane, manifestări culturale. Terasă și parcare monitorizată. 12 lei meniul zilei, iar pentru pensionar doar 7 lei.
situat la intrarea în Reghin, strada Iernățeni, numărul 162. Restaurant Monte Carlo. Rafinament și eleganță la superlativ. Am revenit în direct la Ascult TV, iar înainte de publicitate discutam despre faptul că cunoașterea limbii engleze și a unei limbi străine în general este o necesitate, dar și o obișnuință pentru noi ca tineri. Însă alte persoane nu au avut oportunitatea de a învăța limbi noi, limbi străine. Ce părere aveți despre aceste persoane? Probabil unele persoane nu mai au aceeași capacitate de a învăța o limbă străină. Spun asta în legătură cu mama mea. Este foarte greu să înveți acum la vârsta ei o limbă străină, de exemplu engleza. Și probabil că așa sunt și restul adulților. Nu le este la fel de ușor ca nouă tinerilor să se adapteze la toată limba sau gramatica, structura unei limbi. Exact, este mult mai ușor să învățăm lucruri noi atunci când suntem tineri, când suntem copii, pentru că ai zis și tu că obișnuiai să te uiți la desene animate în limba engleză. Atunci parcă mintea noastră prinde mai ușor anumite cuvinte, accente, chiar dacă nu putem vorbi la acel nivel de timpuri verbale și de gramatică, dar ca și pronunție, ca și vocabular, e mult mai ușor să prindem atunci când suntem tineri. Exact. Da, și putem să spunem că probabil cei mai în vârstă, mai înaintați, care n-au avut ocazia să fie, să zicem, înconjurați de aceeași limbă în timpul lor de tinerețe, pe vremea pe când erau tineri, sunt mai defavorizați, poate, în societatea de azi, în lumea de astăzi, putem zice că au un minus față de cei care știu limba engleză, pentru că așa e, dar eu sunt de părere că cam la orice vârstă poți învăța o chestie nouă, adică poți învăța o limbă, mai ales dacă ești înconjurat. Am și exemple prin familie cu anumite rude care au fost în străinătate, au fost într-un fel obligați să meargă acolo în anumite motive și după ani de stat acolo au învățat puțin din limbă, chiar dacă aveau undeva, erau trecuți de, să zicem, prima tinerețe. Deci nu e imposibil, desigur nu e la fel de ușor și e și diferența vârstei care nu te avantajează deloc, dar e posibil chiar și la această vârstă mai înaintată. Într-adevăr, e posibil și trebuie să ținem cont de faptul că părinții noștri au învățat poate alte limbi străine. Știu că se studia rusa, se studia franceza ce vreme. Da. Chiar... da, nu se punea mare accent pe engleză, mare parte din cauza regimului care era atunci și normal se... atunci trebuia să știi rusă. Se îndoctrina cu rusa, efectiv, din motive pe care cred că mulți le cunosc. Sau sperăm. Sperăm că mulți le știu. Și da, au fost mai ghinioniți, să spunem așa. Desigur, pe atunci nici engleza nu era la același nivel care e acum pe plan mondial și
european. Era globalizare. Nu era chiar această globalizare ureașă a englezei, dar totuși l-ar fi prins bine, după părerea mea. Într-adevăr, cunoașterea limbii engleze a evoluat foarte mult, adică toată lumea în ziua de azi ar trebui să știe limba engleză. Să vorbim despre noi, tinerii, este necesar să cunoaștem această limbă și este necesar și să avem un atestat al faptului că o cunoaștem. Vorbim aici despre examene de genul Cambridge, IELTS. Alexandra, ai participat și tu, ai susținut un examen? Da, am susținut un examen IELTS. A fost puțin mai greu decât mă așteptam. Toată lumea o să zică că trebuie să te pregătești, dar nu este chiar atât de ușor. Este totuși un examen care să ateste faptul că tu cunoști limba engleză la toate nivelele. Poți să citești, poți să scrii, poți să vorbești, poți să asculți, la toate nivelele. Nu e chiar atât de ușor pe cât pare. Dar poți să faci exerciții, poți să faci în așa fel încât să-ți găsești anumite cuvinte, să scrii eseuri sau să asculți persoane vorbind în jurul tău, să vorbești cu persoane în limba engleză, te ajută foarte mult în dicție, în fluiditate. Deci toate aceste lucruri te pot ajuta în orice examen, Cambridge, IELTS. În cazul meu a fost IELTS. L-am ales pentru că aș vrea să studiez în străinătate și se cere mult mai mult Cambridge-ul la universități. Ce anume ai vrea să studiezi? Aș vrea să studiez ceva în domeniul artelor, încă nu sunt foarte sigură, dar oricum pe bază de pictură. E un hobby de-al meu. Aș vrea să facem împreună o comparație între aceste două examene, Cambridge și IELTS, pentru că sunt cele mai frecvent întâlnite, să zicem. Care ar fi plusurile și minusurile? Acestora. Ca și probe, ca și grad de dificultate? Ca și probe și ca și grad de dificultate nu știu extrem de multe nici despre unul, nici despre celălalt. Puțin mai multe în partea Cambridge-ului, pentru că la acela mă gândesc. Dar, din ceea ce știu, nu sunt la un nivel foarte îndepărtat unul de celălalt în ceea ce privește, să zicem, dificultatea de rezolvare a acestora, deci sunt undeva la același nivel. Și cred că cea mai mare diferență între cele două este faptul că IELTS-ul este recunoscut pe perioadă de 2 ani, pe când Cambridge-ul rămâne o diplomă pe viață, să spunem așa, un atestat pe viață. Și, desigur, poți să alegi, poți să cântărești între ele. IELTS-ul, mult mai bine recunoscut în mai multe facultăți, mai ales în străinătate, și Cambridge-ul pe viață, nu la fel de bine cunoscut, dar, totuși, după părerea mea, o variantă mai sigură, mai durabilă, de, să zicem, mai mult viitor decât IELTS-ul ar fi, deoarece nu expiră, deoarece acolo știi că poți să te bazezi oricând. Pe când IELTS-ul, da, deși dacă ești foarte hotărât în ceea ce faci, știi foarte bine și ești foarte axat pe ceea ce vrei să faci, mai bine ar fi să iei IELTS-ul, pentru că e mai bun, e mai recunoscut, nu e neapărat mai greu și ai mai multe oportunități. Dar dacă încă te mai gândești, încă mai vrei să treacă poate un an, poate doi, până să-ți dai seama exact ce vrei sau până îți vine vreo oportunitate să ajungi unde vrei, sunt de părere că Cambridge-ul este mai... ar trebui să optezi pentru acesta. Da, eu sunt de acord cu ceea ce a zis Luca. Cambridge-ul este recunoscut pe toată viața, însă IELTS-ul mai căutat. Așa că totuși e destul de greu să faci o alegere, pentru că nu știi exact cum e mai bine, de fapt, pentru tine. Totuși, așa cum a zis el, dacă ești sigur de rezultatele tale la engleză, de faptul că tu știi engleză foarte bine, atunci eu zic că ar fi bine să optezi pentru IELTS, pentru că dacă vrei să intri la o facultate, eu zic că e mai folositor, la o facultate bună. Dar dacă vrei, de exemplu, pentru un loc de muncă, pentru o facultate nu extraordinar de cea mai căutată dintre ele, atunci Cambridge-ul, pentru că e o variantă mai sigură. Alexandra, tu pe ce criterii ai ales? Bănuiesc că ai pus și tu în balanță cele două variante? Într-adevăr, dacă alegi IELTS-ul, după 2 ani trebuie să-l mai dai încă o dată. Și am fost plăcut surprinsă când am dat examenul să văd că erau foarte puțini de vârsta mea și mai multe persoane adulte care dădeau examenul. Și e evident că îl dădeau pentru că durează numai 2 ani. Dar am pus în balanță și eu aspectele, m-am gândit că deși Cambridge-ul ține o viață întreagă
Yeltsul m-ar avantaja mult mai bine dacă vreau să studiez în străinătate și atunci am ales această cale. Care au fost probele? Probele au fost de un eseu, de scris, de citire în care ți se dau texte și faci exerciții pe text, un exercițiu de ascultare în care ți se pune o casetă și trebuie să faci exerciții pe baza ce auzi și și exerciții pe bază de vorbire în care ești asistat de o profesoară sau un profesor de limba engleză care îți va pune întrebări din diferite domenii pe trei criterii diferite. Iar în plus, examenul Cambridge are acea probă de use of English, care unora li se pare, știu eu, mai dificilă. Într-adevăr. Ție care ți s-a părut cea mai dificilă probă? Pentru mine cel mai greu a fost parte de citire, chiar dacă pare foarte ușor, sunt cuvinte întortocheate și multe dintre ele, multe exerciții vor avea două sau mai multe exemple foarte asemănătoare și trebuie să fii foarte atent care dintre ele este cel bun. Ce a constat pregătirea pentru examen? Am luat câteva cursuri de engleză particulare și am făcut foarte multe exerciții dintr-o carte cu teste de IELTS. Vă pregătiți și voi pentru un atestat lingvistic? Pentru un atestat, da. Într-un fel, mai mult sau mai puțin, fiecare după, să spunem, capacitățile lui și timpului liber. Am mai mult, dar nu-l folosesc. Zicem așa. Dar da, normal, ne gândim. Și eu și Chris știm foarte mai bine. Mai facem exerciții, cel puțin eu mai fac câteodată exerciții, nu știu tu dacă mai faci. Da, mă rog. Da. Nici eu nu sunt foarte sigur de ce spune el, o spune doar în fața camerei, probabil. Oricum. Nu vreau să insinuez absolut nimic, probabil face exerciții mai multe decât mine. Ideea e că da, amândoi ne gândim și cred că amândoi optăm pentru Cambridge. Da, da, probabil că eu să optăm amândoi. Poate un pic mai mult decât el, el încă nu e decis, dar da, că mai e, desigur mai e timp până acolo, n-am vrut să, eu cel puțin am vrut să mă grăbesc în absolut nimic și voi vedea cum va fi. La ce credeți că este util un astfel de atestat? Pentru că acest atestat îți arată cunoștințele tale. Pot să zic valoarea ta, adică cunoștințele tale în limba engleză. Și, bineînțeles, te ajută să intri la o facultate sau să-ți găsești mai ușor un loc de muncă. Exact, este foarte bun în CV. Da, exact. Bine. Totuși există și varianta pentru cei care nu-și doresc să obțină un astfel de atestat de a da acea probă de competențe lingvistice la bacalaureat. Ce știți despre această probă? Se fac pregătiri acum când suntem în clasa 12-a? Probele sunt destul de asemănătoare cu ceea ce înseamnă atestatele Cambridge sau IELTS, da. Poate la un nivel puțin mai scăzut, să spunem așa. Dar structura este asemănătoare și probele sunt, e practic cam același lucru. Poate că la un nivel mai redus, mai accesibil pentru mai multe categorii de... Deoarece știu că acel examen se dă și la profile care nu au în centru studierea limbii engleze, așa că nu poate să fie la un nivel care să atingă Cambridge-ul, deoarece ar fi incorrect din punctul meu de vedere pentru acei elevi. Pentru că timpul nostru se apropie de final, aș vrea să spuneți pe rând fiecare de ce ar trebui ca elevii să învețe o limbă străină, indiferent care ar fi aceasta. Pentru că vă ajută. Vă ajută mult în viață. Pentru că puteți comunica astfel, vă faceți numeroși prieteni. Nu e niciun rău în a cunoaște mai multe limbi străine, nu doar una. Pur și simplu îți îmbogățește cultura ta generală și pur și simplu, la mine asta e cel mai important, relaționezi, adică poți să-ți faci numeroși prieteni, poți să lucrezi în altă țară sau să studiezi în altă țară, ceea ce e o oportunitate foarte mare în zilele noastre.
A cam furat toate ideile pe care aș putea să le spun, dar totuși am să zic că e foarte, foarte important în ceea ce înseamnă societatea și lumea de astăzi, pentru că e atât de extinsă, atât de multe căi pe care poți să le iei și porțile alea ți le poți deschide numai învățând ceva nou, fiind ea și o limbă. Și limba este modul de exprimare, limba este modul prin care ești cunoscut și prin care cunoști. Deci ar trebui să știi cât mai multe despre ea și cât mai multe despre cât mai multe limbi. A sunat ciudat, dar important e să înveți neapărat, indiferent că e engleză, că e franceză, că e germană, că e japoneză, că e... să fie ceea ce te pasionează, să fie din fericire cât mai mult și te va ajuta. Pot să spun, chiar dacă nu e experiență vastă proprie, pot să spun și din experiența mea proprie că m-a ajutat mult până acum și sunt sigur că va fi pentru toți. Și încercați să învățați mai multe decât am făcut eu. Va fi mai bine. Păi, băieții au luat cam toate ideile, dar aș putea să spun că orice limbă învățată sau orice învățăm de pe parcursul vieții nu este de prisos și că ne dezvoltă pe noi personal, ne dezvoltă gândirea, putem să gândim într-un alt mod, putem să ne găsim ideile mult mai ușor, putem să interacționăm cu oameni din jurul nostru mult mai ușor, să ne facem prieteni, cum au spus și ei, să cunoaștem tipuri de naționalități, de personalități diferite și, bineînțeles, consider că o astfel de învățare, să înveți practic o limbă străină, te poate ajuta pe planul tău personal foarte mult. Sunt de acord cu tot ceea ce ați spus voi. Într-adevăr, o limbă străină este o poartă deschisă, pentru că o limbă nouă nu înseamnă doar a cunoaște niște reguli de gramatică, de vocabular, ci înseamnă a-ți dezvolta mentalitatea și modul de gândire. Vă mulțumesc că mi-ați acceptat invitația în această seară și ne-ați împărtășit despre pasiunea voastră pentru limba engleză și vă urez succes la concursul care se apropie și la bacalaureat. Mulțumim! Dumneavoastră vă mulțumesc că ne-ați urmărit, iar până la o nouă întâlnire, numai bine! La revedere! Emisiune realizată cu sprijinul Valentin Electro. Savisor, firma autorizată ISCIR, instalații, încălziri centrale, proiectare și execuție, instalații de gaz. Verificări tehnice periodice la centrale termice, autogazere, convectoare, instalații de gaz. Comercializează centrale Imergaz, garanție 5 ani. Informații la telefon 0745 897 062 sau 0747 143 971. Savisor, Reghin, strada Apelor, numărul 4. Viață planurilor tale. Pentru griji și nevoi, vino la noi. Sece Ramina, distribuitor Tărâțe Șrot și Floarea Soarelui. Mălai Furajer, furaje pentru pui, concentrate pentru porci, viței, pui. Materiale de construcție, ciment, var, lavabile, rigips, plase sudate, mărfuri industriale, bilote, lejerii de pat, articole de bucătărie și cadouri. Toate la cele mai mici prețuri. Reghin, strada Ierbuțeni, numărul 124.
Telefon 0746 108 567 sau 0265 512 649. SECE Ramina. Soluția nevoilor tale. Thank you.